Să rămână mamă este rubrica noastră ce emoționează, nu de acum, ci de ani de zile, din dorința noastră de a pune în aceeași legătură telefonică mamă cu fiu sau mamă cu fică. S-a născut așa ca o mișcare, ca o declarație. Copii, oameni în toată firea, în poziții de conducere, oameni realizați, au momentul ăsta, au triggerul ăsta, au declicul ăsta, pun mâna pe telefon și sună acasă. În martie, în fiecare an, între 1 și 8 martie, facem lucrul ăsta. Mai apropiat sau mai depărtat, dintr-o cameră într-alta s-au spus lucruri în niște ani, dacă vă aduceți aminte, parcă la Brașov, așa cum peste mări și țări a venit mesajul ăsta: să rămână mamă, îți mulțumesc mamă, te iubesc mamă. Uite, ca să vă dau un exemplu, fugim la Dublin, fugim în Irlanda, unde ne-a dat întâlnire Ramona. Suntem de o vârstă, putem să ne tutuim. Să rămână, Ramona, bine ai venit la Neața. Bună ziua! Bine v-am găsit. Ne-a emoționat mesajul tău, pe care să-l citești și pe post în ceva momente. De cât timp ești în Irlanda? Aproape 16. De aproape 16 ani. O viață de om. Frații tăi sunt și ei risipiți prin lume? Da, unul în Germania și unul în Italia. Și unul în Italia. Rar s-a întâmplat să stați toți la aceeași masă, bănuiesc că nu e simplu să vă întâlniți. Da, în ultimii ani mai rar. Nu. Mai rar. Ne-ai scris un mesaj emoționant, am să-l citesc, le spuneam telespectatorilor noștri, de îndată ce stabilim legătura și cu mama ta. Spuneai în mesaj că de ani de zile ai încercat să-ți găsești puterea să scrii și n-ai avut poate forța sau poate timpul. Ai făcut-o însă în 2023, un an complicat, după cum zic astrologii. Cu ce te ocupi în Irlanda? Am grijă de fetița mea, care are un handicap grav, deci nu-mi permite să merg la muncă. Ești... cât sunteți în Irlanda? Cu ce... Care e echipa? Noi. Și noi trei. Cățelul, eu, fetița. Tatăl este, dar nu mai e cu noi. E și el în Dublin, ca să zic. E totuși aproape acolo de voi. Da. Lucreția este cu noi pe telefon. Lucreția este din Iași. Mama a rămas acasă. Copiii s-au risipit prin lume, să le fie mai bine. Bună dimineața, Lucreția. Bună dimineața. De la Neața suntem, să rămână mamă. E rubrica în legătură directă cu noi. Este Ramona. Fica a plecat în Irlanda. V-ați văzut în toamnă, am înțeles? Da, ne-am văzut în toamnă, în octombrie. Ultima dată, dar cu toți copiii la masă mai greu, probabil. Mai greu acum de o bucată de vreme, adică ne-a ocupat fetița. Ce faceți ultima când... Dată, toți am fost în 2013. În 2000? 13. În 2013, acum 10 ani v-ați întâlnit toți la aceeași masă. Toți, altfel băieții se mai întâlnesc aici, iar Ramona vine printre timp. Când vi se face dor de ei, cum îi sunați sau așteptați să vă sune? Avem noroc din tehnica asta, cu messengerul, cu... Tehnologia. Da. Să vorbim să toți odată, să pirăm, dar în fiecare zi aproape fiecare zi. Mai alină dorul. Nu am de mai vorbim. Depărtărilor. Lucreția, să citesc mesajul Ramonei, da, care a venit și l-am fușărit așa înainte de rubrică, pentru că mi-e greu să citesc de două ori cuvintele pe care o să le auziți acum. Ramona ne-a scris așa: pentru că e mama. E mama a trei copii, doi băieți și o fată. Toți plecați în Germania, Italia și respectiv Irlanda și, sincer, nu cred că vreunul dintre noi să-i fi zis vreodată te iubesc. Sunt câțiva ani de când îmi fac curaj să scriu la emisiune și se pare că anul acesta este anul. Deja mă gândesc cu lacrimi în ochi că voi fi sunată și vom intra în direct și cu mama.
Amândoi părinții merită aceste cuvinte, dar mama rămâne întotdeauna mamă. Acum știu și eu asta, fiind la rândul meu mama unei fetițe de 7 ani. Însă nu am fost strigată niciodată mamă, pentru că fetița mea nu vorbește, pe lângă multe alte nu-uri. Dar știu că mă iubești așa cum o iubesc și eu pe mama, pentru că eu nu am auzit până acum te iubesc, mamă. Îmi doresc din suflet ca măcar mama mea să audă aceste cuvinte de la mine. Pentru că până acum am ezitat să le spun, dar văzând cât de mult tânjesc eu după aceste 3 cuvinte, cred că mama mea merită să le audă de la copiii ei. Te iubesc, mamă, ne-a scris Ramon. Da. Lucreția ne-a dat peste cap mesajul ăsta. Exercițiul de empatie, oricât am fi noi de pregătiți, nu reușește întotdeauna. Ramona e cu noi pe telefon, sper că vă puteți... Da, eu văd la televizor, eu când mă scol dimineața pe Antena 1, dau. La neața, trebuie să la neața. Vă mulțumim, dacă am putea să calculăm și diaspora în numărul de suflete ce e alături de noi. Ramona, dacă vrei să-i spui live și prin viu grai ceva mamei tale, te aude, să știi. Nu mi-ar ajunge timpul care l-aveți dumneavoastră alocat. Să-i mulțumesc pentru toate care le face, pentru tot, nu numai pentru mine. Și pachete și conserve și toate. Ea știe, dar noi o iubim. E grea depărtarea, nu? E urâtă în singurarea asta. Este, dar cum a zis și ea, tehnologia din ziua de azi... Bănuiesc că n-ați plecat de bine, exact. Ceva a fost la Iași, ați plecat să găsiți ceva mai bun. Spre mai bine, nu era chiar rău, dar cu dorința de mai bine. Toată lumea pleacă, nu... Te-ai mai întoarce vreodată? Niciodată n-am spus, niciodată, dar de când am fetița, din cauza ei nu m-aș întoarce. Pentru probabil că e mai bine nu se acolo. Compare. Da, nu se compare. Lucreția... Dar niciodată, nu spun niciodată. Lucreția, cum ai primit cuvintele astea? Eu... Chiar dacă nu mi-au spus niciodată, niciunul, mamă, te iubesc, eu mi-am dat seama că ei mă iubesc pe mine prin gesturile care le fac. Dârză moldoveanca noastră, Lucreția. Vă mulțumim tare mult amândurora, Ramona și Lucreția. Eu vă mulțumesc. O lecție... Îmi pare bine că aici sunt la 70 de ani. Acum am... O lecție pe care ne-ați predat-o, pe care Ramona ne-a predat-o. Nu e târziu nici la 41 de ani să îți dai seama din dorul de a auzi cuvintele astea, te iubesc, mamă, să-ți spui părinților, chiar și într-o emisiune în direct la televizor. Să nu spunea, mamă, mulțumesc, mamă, te iubesc, mamă. Nu mă așteptam așa surpriză. Sunt convins. Mi-am spus să stau acasă, dar zice, nu știa, și pentru telefonul ăsta, dar și pentru un cadou ce vine de la prietenii noștri de la Topline. Ne-au fost alături ani de zile în lupta asta noastră de a face copiii să spună măcar o dată pe an, fie și în direct la televizor, sărut mâna mamă. Le mulțumim celor de la Topline că ne sunt parteneri loiali de atâta vreme. Vă pupăm, să aveți o primăvară minunată, vă mulțumim că ați intrat în direct și că ați spus povestea în încercarea de a schimba sentimental, ce-i drept, cursul unei vieți pe care altcineva pare să ne-a creionat.